Bună dimineața din Guatemala de data aceasta. Deci suntem pe picior de plecare spre vulcan. Mergem toată ziua, noaptea noptăm acolo și de dimineață la 3 mergem să vedem răsăritul soarelui. Așa că haideți cu noi! The only limit will be the sky. Go ahead, please. We're gonna start getting ready, then keep on going to the trail. Go ahead, please. Feel free. Gata, am ajuns aici, chiar în fața vulcanului. Ghidul ne-a zis că să ne îmbrăcăm bine. Pot să fie și până la minus 10 grade noaptea, deci o să ne fie foarte, foarte frig. Avem doar strictul necesar cu noi, care purtăm noi înșine cum gențele rucsacii noștri și să nu aruncăm gunoiul peste tot, pentru că ei încearcă să prezerve cât mai mult, să nu polueze mediul înconjurător de aici. Îmi place foarte mult pentru că este așa un grup ecoturistic, pentru că nu aveam de ales, nu poți să mergi singur, trebuie să fii încadrat într-un grup și pentru noi a fost soluția cea mai practică, comodă și ieftină. Bine, ieftină în sensul că costă la 50 de dolari, de azi la orele 8 dimineața până mâine la 12 după masă, adică o să stăm noaptea în corturi acolo pe vulcan. Revin. O să vă arăt aici din Guatemala, când noi plecăm acum pe vulcan, aici doamna a pregătit mâncarea, vedeți, este exact ca și la noi în România sau în Moldova, la țară, și iată cum au pregătit coșurile de mâncare pentru prânz. Hai să vă arăt, deci ați văzut că este totuși diferența, deja este un contrast cu Costa Rica. Aici sunt așa condițiile necesare pentru a merge pe vulcan și vă arăt cum am venit aici și ne-am echipat cu toate cele necesare. Ne-au zis că să fim cât mai bine îmbrăcați. Avem, iată, chiar și rucsacuri pentru cei care aveau poate rucsacul mai mic și poate mai mare. Deci noi trebuie să purtăm o parte din cele necesare, de exemplu 3 kg de apă, să purtăm, iată, și asta pe care o să dormim. Iată, vă arăt cum este rucsacul meu acum. S-a făcut mult mai mare, mult mai greu, dar ce să faci? Așa este. Muchas gracias! But please let us know if you have a headache, a stomachache, nausea, or you feel sick. Please tell the guy to call me as soon as possible. And we're gonna get you guys all the right. As of right now, we come to be a team together with the guys. Please work together. I know some of us can walk faster than the others, but as of right now, we come to be a team with the guys. Go ahead, please take care, and we'll see you guys in the morning. Take care, alright? So, tío, vale, por favor, yo le doy instrucciones al Mike. Mike, tenemos el objetivo. Wow. Wow, era. Iată, această prima etapă, noi am mers aproape non-stop, ei au mers mai mult non-stop. Eu cam greu, mi se pare că fac a doua oară urcarea pe Kilimanjaro, adică, cum să zic, prima etapă pare să fie ultima etapă de pe Kilimanjaro, deci cea mai grea. Și, într-adevăr, e o frumusețe aici care te lasă fără cuvinte. Dar mă lasă și fără cuvinte ca să merg iată așa. Radu este mai trainic ca mine. La 40 de ani e mult mai greu să urci. Și apropo, de un an n-am mai făcut așa urcări. Deci exact am un an de când am urcat pe Kilimanjaro. Radu merge repede, dar eu nu m-aș fi gândit că pot să-mi fie atât de greu. Până a venit și un porter de aici. Să mă ajute. Azi când ne prinde noaptea. Avem 8 ore de mers. 8 ore, deci o zi întreagă.
Eu abia răsuflu. Oamenii ăia sunt tineri. Eu sunt cea mai bătrână din grupă. Așa e? Cea mai curajoasă. De curajoasă, nu știu dacă am curaj. Vă spun deja mâine, după. O să mai fac așa mici filmări. Prima etapă unde e intrarea, noi trebuie să ne înregistrăm, dar cât de greu, doar 2 km și cred că am mers mai mult de o oră. Eu sunt printre cei mai înceți, mai erau din urma mea, dar grupul este un grup tânăr, ei merg foarte repede față de mine. Eu așa mai, sufletul este la pământ, îmi trebuie mult, mult curaj și nu mă gândesc cât de greu, dar mă gândesc pas cu pas unde să-l pun, cum să merg, cum să-mi duc, că diferența cu Kilimanjaro este că aici am greutate și n-ai cum, trebuie să porți 4 litri de apă și haine de alea mai groase, mai calde pentru acolo când o să fim sus și aparatura asta este tot greu. Să vedem cum ajung. Iată aici, noi toți venim, ne înregistrăm așa. E foarte frumos, se simte fumul vulcanului. Eu reiau respirația. Iată, ăsta este grupul meu. Aici sunt mai multe grupuri, dar noi suntem pe grupe așa. Este grupa cu ghidul în engleză, altă cu ghidul în spaniolă. Iată, acolo se face focul. E așa un camping foarte simplu și curat. Radu, e dificil? Da, am peste vreo 20 de kg în spate de asta. Da, e adevărat. Am ajuns la popasul cel mai important. Aici suntem mult mai sus de nori și ne-am oprit să luăm prânzul. Deci ne trebuie puțină energie. Eu nu mă simt tare bine. Am mâncat întâi un mango ca să am puțin mai mult fructoză, mai mult s-a scăzut glicemia și apoi mănânc și eu, dar mi este foarte, foarte greu. Așa, mâncare ne-au dat, carne, orez, legume, este și un avocado și pâine. Poftă mare! Și Natalia, aproape de final, cum e dispoziția? Am nevoie de curaj. E foarte, foarte dificil. Mă simt picioarele, inima vrea să iasă din piept. Capul mă doare, nu suntem deja peste 3000 de metri, care nu-i mare. Da, ca să arătăm, să vadă. Să nu creadă că suntem într-o pădure. Nou react au rămas pe departe. Deci avem toți vulcanii grămadă. Practic suntem pe ultima 100 de metri. Ultima 100 până acum seara. Nu, așa e un mod de a spune, ultima 100 de metri. Da, ok. Altă surpriză. Forța! Am zis că să vă arăt și vouă. Am ajuns aici. Deci, vă imaginați cât am mers. Și asta este lava uscată.
că uneori cărarea este îngustă, mergi pe stânci și uneori este chiar periculos, căci dacă te lunici, iată, dacă te lunici, poți să cazi departe. Privește foarte frumoasă, dar eu pur și simplu sunt epuizată. Făcea să merg tot 8 ore ca să văd așa frumusețea. Noi suntem și mai la înălțime decât vulcanii. Vă imaginați? Iată vulcanul ăla și noi suntem mult mai la înălțime. Bine v-am regăsit de data aceasta chiar în fața vulcanului. Noi am ajuns la penultima etapă, sau ultima pentru mine, pentru că ghidul mi-a zis că sunt prea lentă și nu sunt, cred că, pregătită să plec mâine de dimineață la 5 ca să văd răsăritul soarelui de partea aialaltă. Mă simt în tot, cum zic, am toate stările, adică am avut și frică, nu am, am avut mai mult amețeli, dureri de cap, picioarele îmi tremurau, nu simțeau degetele, am înghețat, în fine, dar face, atâția, așa pregărește, face, face. E o nouă aventură. Wow, câtă lavă s-a dus! E acum nu se vede pentru că e zi. Dar norul este mare. Cam așa se prezintă la noi cortul pentru două persoane. Dar privește când îmi scoți capul de acolo, wow, e ceva. Vreau să vă arăt, dar nu știu dacă o să vedeți. Hai să vă spun așa, deci este vârful, vârful aici, o creastă aici și a treia, a pieta acolo s-a dus oamenii și merg, eu îi văd de aici și vorbeam acum cu ghidul și eu zic că e foarte periculos, chiar și ei ca ghizi nu pleacă acolo, zic că nu te pui cu vulcanul, dar el este acum și mai activ decât a fost până acum. Chiar anume, în zilele acestea s-a înregistrat activitatea mult mai importantă. O să vă arăt, iată porterul, cât duce el așa până aici. Mi-a fost atât de greu să duc rucsacul și până la urmă ghidul meu mi l-a luat. Dar uitați-vă, el cu 50 de kilograme pe cap, a pus acolo pe cap. Nu știu cum a legat și merge. Wow! Asta curaj. Am zis, hai să vă fac pe acest fundal o mică povestioară despre experiența mea cu vulcanii, pentru că toți suntem la vulcan și să știți că nu toți vulcanii sunt aceiași. În Ecuador am văzut Cotopaxi și am mers, a fost tot greu, dar într-o zi poți să mergi. Și am mers până la 4.000 și ceva, îmi pare că era 4.300-4.500. Am ajuns până la zăpadă, am stat acolo vreo jumătate de oră și pe urmă m-am întors seara, când a început să plouă, să ningă, nu se știe exact ce fel de meteo era, dar asta e interesant că e cald ziua și seara e un frig, nu știu cum o să facem aici. În fine, pe urmă am avut altă experiență în Vanuatu. Mi s-a spus, un francez mi-a zis, care a fost și în La Reunion și în Vanuatu, mi-a zis că sunt destinațiile perfecte pentru a vedea vulcanul în erupție cel mai aproape, până chiar și până la lavă. Eu am fost în Vanuatu, costă foarte scump, costa $400, m-a ajutat un om, mi-a plătit o jumătate, eu am plătit cealaltă jumătate, $200,
dar face experiența ca să vezi să trăiești așa ceva, pentru că mergi de pe insula principală a Vanuatului și mergi pe o altă insulă și acolo e totul pregătit foarte bine. Și să zic, într-adevăr, că aș fi vrut să mă descurc singură. Nu cred că mă descurcam, pentru că aveam doar 3 zile la dispoziție și eu plecasem să văd vulcanul cel mai mult, pentru că au și plaje frumoase, dar cum am văzut multe plaje și în Noua Caledonie și în Fiji și în Polinezia franceză, pentru mine Vanuatu era exact pentru să merg pentru vulcan. Ce frumusețe de... Si, si, I know. Yeah, I know, I've seen them. A pus focul ca noi să ne încălzim, începe să fie foarte frig și va face și mâncare. Deci o să fie la orele 6, cred că o să fie noapte, când o să mâncăm toți împreună. Cu așa privilește în față, mă ne uităm la... Wow! Filmulețul nu este chiar de bună calitate, este noapte. Noi suntem aici la foc, fiecare mănâncă. Mi-au dat iarăși aproximativ cam aceeași mâncare ca acum, mai am de la prânz. Și este ceva aici, iată așa o tortilla, care se aseamnă cu ceea ce mâncăm noi, crusta aia de pe ceaun când făceam amăligă. Se vede bine lava. Auzi, dar prietenii noștri mă tind că sunt chiar acolo, sub lava. Da, 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 da. Ia, mamă, cam e. Să iei rău, mele pe care îți duven. Nu am cuvinte. Again, again, again. More. Cred că este erupția cea mai lungă. Deja o minută de când tot iese lava aia în continuu. Vedeți, iese și soarele, începe cerul să-și schimbe culoarea. Uitați-vă cum curge lava. Wow, ce frumos! Camera nu arată atât de frumos cum văd eu cu ochii mei.
mult ne-a dus micul dejun. S-a trezit de la 2 la 3, s-a pornit și a ajuns la 6. În 3 ore, ceea ce noi facem în 8. Es muy grande. Sí, muy grande, explosión. ¿Eh? ¿Ah? 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 Sí. Hai să ne povestesc acum când luăm micul dejun, pentru că deja ne pornim să ne coborâm. Coborârea este foarte abruptă. Ei spun că au fost dincolo pentru ca să vadă răsăritul soarelui și a fost o urcare încă mai dificilă decât a fost ieri. Deci eu sunt bucuroasă că am rămas să admir vulcanul. Vedeți? În spate. Uitați-vă cât de tare se urca și acum scoboară și n-așa dat mai te luneci. Păscările, dar când așa vie aici ați văzut cum oamenii luneca. Si mire ese gordo. Salsa con sabor. Salsa, baila morena. Muy bien. Asta e calul, calul la alt... Iată ăla, el merge pe jos și calul vine de urmă și a scăsuit și el acuș. Adică îl trage de coadă. Și atâșa porturul, el n-are de să ajungă ca ei. Iarăși la un popas, deja la coborâre, dar popasul aici cei care se urcă și cei care se coboară. Și avem întotdeauna un câine care ne urmărește pentru că știe că avem mâncare și dăm anume carne și dăm oasele. Și el îmbăt după noi. Tu? Eu. 60. 60. Sí. Conta anos guia? Trava? 5. 5 anos. E 5 anos autodidia com caminhar? Wow, deci are 60 de ani, 5 ani de când lucrează ca ghid și în toată ziua pleacă încolo, doarme cu noi, se întoarce și a doua zi iarăși așa. Iată, uitați-vă, omul de 60 de ani ce performanță fizică are. Și eu trebuie, cum să mă plâng, ce efort am făcut eu ieri. Bravo lui, bravo! Gunoiul, dar nu reușesc totul să strângă, că vă imaginați dacă oamenii aruncă, vântul duce încolo. În pădure. Iată, unul câte unul. Și cum poate să strânge așa gunoiul toată ziua când el este bătut de vânt? Și uitați-vă, pleacă așa în pădure. Iată, aici e plin în pădurea cu gunoi. Păcat că noi asta facem. Deci vă imaginați calul cât de greu urcă.
Vă las să vă imaginați ieri cât de greu a fost. Gata, aproape suntem jos. Am coborât bine, cu câteva pietre în bascheți, dar nu este pe asta. Impresiile pe care le-am trăit acolo este ceva de neuitat și nici nu pot să compare cu ceilalți vulcani, ceilalți munți pe care i-am urcat în 2019. Este ceva senzațional, fenomenal, nu știu cum să zic, surprinzător. Sunt multe adjective pe care le-aș putea folosi, dar nu găsesc unul care ar fi, să zic, bestial. Asta este. Așa că unde știam limitele mele, am trecut peste limitele mele. Sí, va. Está con la sien de como te dice, suave esta vez. Sí, va. ¿Sí? ¿Para el mismo de ayer? Sabe. No me di cuenta, como no había llegado cuando yo me vi. ¿De pecho? Oh, este es mare. Wow. Again. More. You go there. He's different. What time is it? Y no le pela foto, no le pela el nombre también.